Oficializarea alianței Timișoara Unită s-a realizat astăzi. Liderii partidelor care compun această alianță, Dominic Friț, USR, Ligia Dugulescu, PMP, Claudiu Chira, Forța Dreptei și Andrei Molnar, UDMR, au depus protocolul la Prefectura Județului Timiș. Primarul Timișoarei a vorbit despre direcțiile acestui protocol și despre principiile care au stat la baza lui. Depunem acest protocol cu multă încredere în Timișoara, suntem uniți în jurul unor valori de liberalism, de multiculturalitate, de democrație și de dezvoltare sustenabilă și europeană. Sunt mândru că avem o echipă puternică cu oameni profesioniști de bună reputație în Timișoara, care se vor implica în Consiliul Local. Cred că PMP-ul și ceilalți parteneri din USR și din Forța Dreptei și din UDMR au realizat cât de important este să fim uniți pentru Timișoara și credem că timișorenii vor avea o șansă de a alege ca lucrurile să meargă mai departe, să continue toate proiectele care au fost începute. În 9 iunie vor avea opțiunea de a alege Timișoara modernă, de a alege o Timișoara unită, prosperă. Claudiu Chira a comentat ultimele mișcări din cadrul acestei alianțe, adică retragerea lui Raul Ambrus și a Partidului Liberal Timiș. După cum ați văzut, ultimele mișcări din alianța noastră nu au fost chiar foarte ok, dar știți vorba aceea, românilor, apa trece, pietrele rămân. Valoarea și consistența a rămas aici, în Alianța Dreapta Unită. Avem o echipă foarte bună, oameni profesioniști, oameni foarte, foarte buni, cu care nu ne este deloc frică să mergem la luptă. Listele cu candidații pentru Consiliul Local vor fi depuse separat, împreună cu candidatura lui Dominic Friț. Astăzi a fost înregistrat doar protocolul alianței.